Nu știu dacă, legat de căsătoria cu distanțe lungi, eu după ce am spus la Alexandra că o să ne căsătorim, am plecat în Australia. Și o persoană nu vă dau un nume, nici slujbă. Mi-a zis, dar tu de cât timp vorbești cu Alexandra asta? mi zis, de două săptămâni. Și zice, și ești sigur? M A zis, Băi, ca și cum vă văd pe dumneavoastră acum. Și zice el, da, e sigur că vezi căsătoria? Am zis că sunt sigur. Bine, că i-am pus eu o întrebare după aia un pic de dificil, ca și om implicat în lucrare, îmi zice să o las? O să nu, 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 nu. Dacă îmi zicea, eșea urât, probabil, adică că de lui rău. Legat de schimbarea planurilor, păi dacă toată familia ta pleacă în altă țară și tu ai promis la fată că te căsătorești cu ea, și dacă o duci cel mai rău în România, tu trebuie să-ți respecti principiile. Adică să rămâi în țară și să vă căsătoriți. După ce plecați împreună, nu am nicio problemă că vreți să plecați într-o altă țară. Dar nu poți să o lași în aer că tu vrei să faci bani. Și nu există. Deci ăsta nu e un motiv pentru care tu să nu mai vorbești cu ea. Înseamnă că ai fost ca un pic, un pic cam superficial, și un pic cam te-ai jucat. Da? Și să știi că o să plătești asta. Dacă tu o lași pe Anaher și zbori tu cu avionul. Nu cazi din avion, nu, despre asta e vorba. Dar principial nu e în regulă. Deci asta nu e motiv pentru care să nu se continue prietenia și dacă deja sunteți de 2 ani, păi înainte să plece părinții, faceți nuntă repede, mă. ce cu voi? A trecut limitele de 2 ani. Înțelegeți? Adică trebuia să fiți deja căsătoriți. Voi deja trebuie să aveți a programată. Nu văd de ce. Ce poate fi să vă determine să plecați într-o altă țară? O criză financiară? Se rezolvă unde? Vă căsătoriți și plecați împreună. Deci nu poți să-ți desparci planurile, adică tu ai promis ei că străiești cu ea și ai văzut nu știu ce oportunitate, o că întreabă, nu știu ce și ai dispărut. Și nu mai știi nimic ca fată de tine. Nu în regulă. Așa cu băieții care încă nu se decid, Domnul să-i ajute, ne rugăm pentru ei, ca și fată e ok să trimit mesaje de încurajare unui băiat, dar de unde e numărul? L-ai căutat pe WhatsApp acolo la detalii? După de grupuri? <laughs> dar nici ce să nu vă dau idee, este serios, nu de unde e numărul? Dacă voi nu povestiți, da? Natural e ca să ai numărul unui băiat după ce ți-l dă el. Corect? Nu prin intermediari. Ai discutat cu el, ți-o numărul. Da? Clar că bine manierat, după cum și pe mine mă sună persoane și mă întreabă, pot să vă dau număr dumneavoastră la cutare persoană? Și eu, dacă zic da, îi dă, dacă nu, nu. Deci nu pot să, pe scurtături, nu știu pe unde, le-ai căutat cu disperare la Facebook, la detalii, cu disperare te-ai prezentat că ești altcineva. Și ai tot trimis mesaje, să știți că se poartă chestii de -aia. Și se trăiește băiatul ăsta care mesaj, nu știu pe unde. Da? Și poate face faci și complimente și viceversa merge, băieți care caută. Nu, stați liniștiți. Dacă vrei să-i trimiți mesaje din, din Biblie, în primul rând tu nu poți să predica. Și fată, cum vrei ce, ce vrei să devii predicatoriță? Care dintre voi va fi capul în, în familie? Adică tu deja îi, îi dai idei de predici, nu? Tu vrei să faci scrisă de predică? Cam asta intenționezi, să ai predica scrisă de tine cu mâna ta. Să știi că nu prea scris, că să citească, să citească cam partid stați liniștiți, nu, nu, trebuie să faceți lucrul ăsta. Mesaje de încurajare, are el de unde să primească. De ce să-i trimiți tu? Marea problemă este când trimiți mesaje de încurajare, că tu de fapt vrei să te încurajezi pe tine, așa că ești egoistă. Că după ce ai trimis mesajul lui, îți bate inima diferit. Și, mă, da de da e, se trezește. Da de dă da seama. Da de deci doi, cumva să-mi răspundă, mă, dacă nu răspunde minutul, doi are probleme. Pe băieții ăștia care s -a abordați așa, le recomand să răspundă după două săptămâni. M-ați auzit, băieților? Da? Deci când primiți un mesaj de la o fată da? și n-aveți nimic cu ea, dacă vă întreabă ce mai faci cu mești, răspunde după două săptămâni. Așa făceam eu când eram necăsătorit. După două săptămâni răspundeam. Nici măcar nu era în țară persoana, era disperată. Da? După două săptămâni nu mai era interesată de mesajul meu, nu știu cum să vă explic. Da? Și uite, așa scăpam de o grijă. Deci nu e în regulă să-i trimiți mesaje de încurajare. Dacă voi sunteți într-o relație de prietenie care are în vedere căsătoria, da, poți să-i trimiți mesaje de încurajare. Dacă nu ești într-o altfel de legătură, nu vă de ce să-i trimiți. Numai pentru că are caracterul frumos. Dar cine crezi că te pune pe tine ca fată să-l încurajezi și îi spui ce frumos caracter ai tu? De fapt, ai vrut să zici ce frumos ești. Te-am prins, așa -i? Mare atenție. Nu, niciodată nu dați, nu dați lucruri sfinte cu motivații greșite. Deci niciodată nu folosiți Cuvântul lui Dumnezeu ca să vă îndepliniți niște planuri umane. Cuvântul lui Dumnezeu e sfânt. N-are voie să fie bagiucolit în felul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu este sfânt dacă primești un mesaj profetic. Dacă primești un mesaj profetic, din partea lui Dumnezeu, cu multă atenție, nu cred că printr-un mesaj trebuie să-l trimiți. Cred că trebuie să-l cauți într-un loc unde e public, adică cum ar fi într-o clădire și la finalul slujbei să-l abordezi cu distanță de 2 metri, oricum e pandemie, așa, și să-i spui ce ai primit din partea lui Dumnezeu. Nu te juca cu vorbe, nu trimite mesaje ieftine, pentru că să știi că vei ajunge să fii privită greșit, așa cum n ai vrea să fii și cum nu ești. Dacă te rogi pentru el, nu-ți recomand. Nu-i rosti numele rugăciune, dacă nu-ți zici Dumnezeu că el e. Nu-i rosti numele în rugăciune. Fiecare rugăciune a ta când îi rostești numele, e un nou ciocan care lovește un nou cui în inima ta. Tu îți crezi o rană. Și dacă nu te vei căsători cu el, să știi că ți-ai făcut cu propria ta mână, prin faptele tale. Și poate chiar prin așa zisele rugăciune ale tale, ți-ai construit o durere. Singură ți-ai făcut rău. Nu te lovi singură, zice Biblia. Nu vezi că singură îți faci rău? Nu fa asta. Roagă-te pentru viitorul tău soț. Rezervă lui Dumnezeu dreptul, dacă încă nu ți-o zis că el, să fie suveran în decizia pe care o are pentru viitorul tău. Și tu spunei Domnului, Doamne, te rog frumos, binecuvintează-l pe viitorul meu soț. Și punct. Ai curajul și ai puterea să nu-i spui numele. Se poate, că, se poate, că, dacă ați înțeles la început care este voia Domnului pentru o relație în vederea căsătoriei, aceasta se schimbe parcurs, voia Domnului nu se schimbă. Deci voia lui Dumnezeu rămâne voia lui Dumnezeu. Percepția ta despre voia lui Dumnezeu poate fi diferită. Dacă Dumnezeu ți-a zis într-un mod clar, persoana asta e pentru tine, ea e pentru tine. Nu vorbim de cazuri în care se derapează spiritual, cum spunea Dani. Dar să știți că când amândoi serioși, când amândoi sinceri, Dumnezeu nu joacă zaruri. Adică nu îi vârte pe oameni așa, e de păstăcat, da? Dacă Dumnezeu ți-a zis că e voia Lui, indicat ar fi să mergi înainte prin credință, să ții cont de tot ce e în jurul tău, dar să nu te uiți la lucruri minuscule, la chestiuni care se pot schimba. Deci nu rupi o prietenie pentru lucruri de nimic. Pentru că te-o privi toată nu știu cum. Trebuie să fii matur. Deci nu la decizii care se influențează viitorul, eternitatea, pe baza unor sentimente de moment. Noi toți avem momente dificile în viață. Unii îi iau într-o zi, alții au în alte zile, în momente de. Zi. Ei, dacă e supărat, nu lua decizii repede și spui că ai gata, am rupt prietenia. Dacă e supărat, revinul. Spune-te la somn, mănâncă ceva care îți place, du-te undeva și servește ceva în condiții normale și revinoți. Nu lua decizii când ești stresat. Nu lua decizii când ești în, într-o panică, într-un stres, cineva, nu știu, vorbiți de rău despre el, să vorbiți i ca fată. Nu lua decizii atunci. Tu nu mergi să-i trimiți mesajele ce s-au zis despre tine, despre el, s-au zis ție. Fii inteligentă, că ai terminat viața. Dacă tu-i torci capul mărunt și zici, uite, așa au zis cu tare, așa au zis cu tare, să știi că va fi periculos. Poverile tale și în prietenie, unele dintre ele trebuie să le duci singur. Când ești în căsătorie, e altceva. Am vrut să subliniez faptul că nu ne putem juca cu voia lui Dumnezeu. Adică azi e voia lui Dumnezeu, mâine nu mai e. Voia lui Dumnezeu rămâne voia lui Dumnezeu. Când sunt cazuri de păcat care nu pot fi recuperate, e altceva. Atunci, voia lui Dumnezeu este sfințenie, zice Biblia. Ce e de făcut? Așa când un... situația în care băieți nu sunt de acord cu principiile unei fete, păi tu ca fată trebuie să primești răspunsul nu pentru băiatul asta. Nici măcar nu trebuie să știi principiile. Mă înțelegeți ce vă spun? Când l-ai pus înaintea Domnului, înainte să vorbești cu el, Dumnezeu trebuie să spună, vezi că stai e Ăsta e cam dubios. Nu zice Dumnezeu cuvântul ăsta derbedeu, dar zice Dumnezeu nu e serios. Vezi că nu-i în regulă cu el. Adică Dumnezeu trebuie să-ți spună asta. Tu nici măcar nu trebuie să ajungi în în care să-ți propune el astfel de lucruri. Ei, că mai are câte un băiat, câte un moment de neveghere și îl ia gura pe dinainte și vorbește ce nu gândit, da? vorbește diavolul cu el ca pe un Petru dată. Da, e adevărat. Pentru asta nu-l pune la colț să-l împuști. Fii bodyguard. Țineți arma la locul ei. Și nu-l lăsa. Și nu accepta. Și spune clar, eu nu accept lucrurile astea. Și o să vezi că dacă băiatul e serios, va accepta și el cu greșit, va recunoaște, și va retrage propunerile și va zice băiatul, mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă o astfel de fată, care nu acceptă lucrurile rele pe care eu uneori le am din neveghere în suflet. Aici, legat de blestem, trebuie să vă spun ceva pentru cei care veniți din bagaje uh, necreștine sau din familii necreștine sau veniți din lume, da? În momentul în care cineva, și aici vorbesc într-un mod special despre vrăjitorie, despre ocultism, da? În momentul în care cineva a trăit un păcat, într-un păcat anume. Și pe durata relației lui de păcat, de exemplu, adulter sau ceva de asemănător cu asta, a primit anumite cadouri. Da? Cadouri pe care s-a făcut lucrare vrăjitorească, demonică. Se poartă asta, fără să vă în seara asta. Știu cazuri reale pe care Dumnezeu le-a eliberat și le-a dat speranță și au trăit bine prin harul lui Dumnezeu. Și s-au făcut lucrări demonice. Vin, repet, dintr-un context care n-a avut de-a face nimic cu Dumnezeu. Și din trecutul lui, el ca bărbat, vine cu un bagaj. Da? Din trecutul ei, ea ca fată, vine cu un bagaj. Ei, recomandarea biblică este ca cele elemente pe care le-a primit ca și cadou, dacă pot fi arse, să fie arse în foc, dacă nu pot fi arse, cum ar fi, nu știu, o vază sau așa ceva asemănător care nu arde, să-l duci într-un tomberon departe de casa ta și să-l spargi în cioburi. Poate fi un DVD cu murdării. Eu vorbesc aici pentru tot felul de oameni. Nu vorbesc pentru voi. Unii poate sunt online. Trebuie să vă spun lucrul ăsta pentru că e important. Da? Adică elementele care vin din istoricul tău păcătos trebuie să le scoți afară. Pot fi dvd cu pornografie, pot fi muzică infectă, o grămadă de chestiuni, nu știu, ai primit o vază pe care s-a făcut o lucrare vrăjitorească, da? Iar la un moment dat într-o sală de consiliere și un bărbat avea un ceas pe mână mi-a dat voie să vă spun despre asta în mesaje și Duhul Sfânt mi-a zis, spune-i bărbatului ăsta că de unde are ceasul ăsta? De unde e ceasul? Și bărbatul mi-a zis, ceasul este de acolo. Domnul mi-a făcut de cunoscut că pe acel ceas, când dumnealui era în lume, s-a făcut o lucrare demonică de vrăjitorie care avea un scop anume, nu vă spun ca să nu vă speriați, așa, și Domnul mi-a zis să-l întreb. Puteți ceasul ăsta să-l faceți praf. Era de 500 de euro, dacă nu mai mult, poate mii, nu mai știu. Și-o zis el, dacă trebuie, praf îl fac. S-a dus acasă, nu mai știu în ce mod, că nu l-am întrebat, că nu mă interesează, și l-a făcut praf. Adică sunt elemente pe care dacă le aduceți din lume, din istoria păcătoasă, vorbesc cu persoane care nu au fost din biserică, care n-au trăit în familii creștine, dacă sunt astfel de elemente, Biblia cere curăție, exact în, chiar și în domeniul ăsta. Și încă ceva trebuie să vă spun, dacă cumva există vreo persoană care trăiește într-un păcat anume, într-un păcat anume, rețineți ce vă spun, păcatul respectiv poate fi o ușă deschisă, o ușă deschisă înspre lucrarea demonică. Daniel spunea foarte clar, cine are legământul cu Dumnezeu, cine are legământul cu Dumnezeu, asupra lui nu există putere demonică care să-l atace. Da, clar, așa este biblic. A zis Balam, asupra poporului evreu, nu are nici o putere, nici datul cu ghiocul, nici ocultismul, nici blestemele, nimic. Dacă în viața ta e ușă deschisă spre păcat, repară problema asta în seara asta. Mărturisește-ți păcatul ăsta, scoate afară tot ce înseamnă păcatul ăsta, tot, tot bagajul ăsta, și pot să fie eliberat și eliberat. Sunt persoane, sunt persoane care au probleme în relația de familie și poate chiar în perioada prieteniei, pentru că nu și-au rezolvat un păcat personal. Și duc cu ei un bagaj, un bagaj. O relație nepermisă, un derapaj spiritual, poate ei doi erau prieteni și ea și o permis să mai iasă cu unul. Și când a ieșit cola cu, cu al doilea, da? care nu avea nimic cu Dumnezeu, ce a făcut aia știa, adică și Dumnezeu și cu el, la pachet. Și aici s-a creat o, o, o lucrare demonică. Și să știi, dacă ți-ai permis un astfel de păcat, nu doar că ai ieșit, ci mai ales ce ai făcut după aceea, da? să știi, asta te poate ataca la nivel de prietenie și poate să te ducă inclusiv la despărțire și la distrugerea viitorului. Repară problema asta. Există șansă de reparare. Am întâlnit cazuri care nu mai puteau fi reparate. Din perspectivă umană, trebuia să fie divorți din perspectivă umană, trebuie să fie partaj, distrugere și așa mai departe, copii împărțiți și așa mai departe. Dumnezeu le-a dat șanse. Dumnezeu le-a tăiat calea. Dumnezeu le-a trimis o boală. Dumnezeu cumva e un corsetat. Și Dumnezeu a zis, hei, trezește-te, pentru că pentru mine este foarte important, a zis Dumnezeu, sufletul tău, sufletul tău, trezește-te până nu-i prea târziu cei mai mulți dintre ei care au fost înțelepți, s-au trezit, s-au oprit din păcat și Dumnezeu le-a cerut inclusiv asta să ardă anumite elemente care erau acolo lucrări ale diavolului. Argintarul Dimitrie, când s-a întors la Dumnezeu și a luat cărțile de joc și nu le-a vândut la suprapreț, nici măcar la ofertă, ci le-a pus pe foc. Nimic din ce înseamnă păcat n-are voie să fie în casele noastre. Rețineți că în momentul în care deschidem o ușă pentru păcat, diavolul intră. Nu blestemul are așa de mare putere asupra omului, ci păcatul pe care îl are omul. Păcatul atacă. Așa că păcatul trebuie să fie rezolvat. Mai răspund la o singură întrebare. Aici eu văd că se aseamănă cu întrebarea sau răspunsul care l-am dat. Unul dintre părinții mei a fost căsătorit odată, și înțeleg că acum mai căsătorit a doua oară, ar putea atrage acest lucru consecințe spirituale, duhuri, lupte asupra mea, asupra căsătoriei mele. Repet, păcatul trebuie să fie personal ca să aibă efect. Și păcatul trebuie să fie personal. Eu apreciez că persoana s-a scris acest mesaj, această întrebare, înțeleg ce se află în sufletul acestei persoane, într-un fel, n-am trecut niciodată prin experiența asemănătoare, dar vreau să mă pun cu inima acolo și vreau să spun că greșelile părinților tăi nu vor fi greșelile tale, în mod automat. Adică vorba din Biblie, părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Nu, nu există așa ceva. După cum nu mănâncă părinții tăi și să te saturi tu, tot la fel, nu comit păcate părinții tăi și tu să le uh, suporți consecințele. Dacă, dacă intră în casă un bărbat bețiv, da, și copilul se ascunde pe sumese de frică, da, e adevărat că există o consecință anume. Adică, păcatul părintelui îi afectează un pic copilul, îl afectează indirect. Dar nu îi se transmite păcatul părintelui la copil într-un mod instantaneu. Pentru că păcatul nu e transmisibil că vei avea o predispoziție într-un domeniu anume pentru că continuai ai ascultat jurături în casă și o să-ți vină în creier câteodată din când în când când trebuie să mustri duhul la în jurătură, da? Că anumite imagini pe care le-ai văzut că n-ai vrut să intri în camera tatălui tău și să uita la prostii, la filme, o să poată să-ți vină în memorie din când în când, da, adevărat. Dar nu vor avea puterea aceste probleme ale familiei tale să-ți afecteze viitorul tău în căsătorie. Trebuie să chem prezența lui Dumnezeu, trebuie să te înconjori cu rugăciune, cu post, cu citirea Bibliei, cu o securizare puternică în domeniul ăsta și să fii foarte atent, să ceri lui Dumnezeu putere dinaintea. Să spui, Doamne, eu nu pot, eu sunt singur, eu sunt slab, eu nu reușesc, dar te rău frumos în numele tău coboară și dăm biruință. Păcatele părinților tăi nu vor afecta viitorul familiei tale, că vor fi anumite lupte pe care tu ți le lași în memorie, pentru că te îngrijorezi, da? Dacă vei spune ca fată care ai trăit într-o familie unde tatăl a fost bețiv, dacă și băiatul ăsta care am găsit va fi un bețiv, dacă ce-o trăit mama mea, voi trăi și eu, chinul ăla, că îl caută de pe drumuri, că după ce l o trezit bine și l o pus să mănânce, e dubios, extraordinar de rău și vorbește vulgar, dacă, da, întrebările se o să le ai, gândurile se o să le ai, dar în măsura în care te rogi, postești, stai înaintea lui Dumnezeu și pui blocaj la astfel de gânduri, o să vezi că Dumnezeu îți dă putere să nu repeți istoria, Indicat e să crezi că personal eliberarea pe care ți-a făcut-o Iisus Hristos prin sângele Lui are capacitate și putere să te țină pe drumul pocăinței și nu vei fi rob, nici roabă, nici rezultatul greșelilor părinților tăi. Să ne ajute Dumnezeu la asta.